Salut, dragii mei! Prin mesajul acesta vreau foarte mult să îi motivez pe elevi ca să facă sport. Și vreau să îi motivez și pe părinți ca să-și încurajeze copiii, să-i ajute ca să facă sport. Eu tot practic sportul, iată, puteți vedea. Toată viața mi-a plăcut sportul și toată viața am dorit să învăț arte marțiale și mulțumesc Domnului că m-a ajutat încă în vremea aceea a Uniunii Sovietice să pot să încep a practica taekwondo, care îl practic până în zilele de azi și am avut binecuvântarea să învăț pe mulți alți băieți, fete, care acum sunt oameni maturi, sunt instructori, sunt campioni mondiali. Iată, chiar acum s-a întors echipa națională, s-a întors de la campionatul lumii și au adus acasă 7 medalii, dintre care 5 de aur. Și aceasta este o foarte mare cucerire pentru țara noastră și eu mă bucur mult pentru ei. Însă, în acest mesaj vreau să-i motivez pe elevi să practice sportul și vreau să mintemeiez motivarea aceasta pe un text din Cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum știți, eu sunt pastor și sunt creștin, sunt ucenic al Domnului Iisus Hristos și eu viața mea o zidesc pe Cuvântul lui Dumnezeu, tocmai de aceea fac totdeauna referință la lucrurile care sunt scrise în Cuvântul lui Dumnezeu. Și iată, Apostolul Pavel, când a scris epistola către Corinteni, epistola 1, când a vrut să ilustreze niște adevăruri duhovnicești, s-a folosit de imaginea sportului. În Corint, la fiecare 4 ani se făcea un fel de olimpiadă, numai că se numeau Jocurile Pancorintene. Și erau niște competiții mari, vestite și presupun că Apostolul Pavel a privit competițiile acestea pentru că el face referință la ele, la lucrurile care se întâmplau la aceste competiții și tocmai folosește imaginea aceasta a sportivilor ca să învețe pe creștinii din Corint, care tot așa cred eu că au asistat și au privit aceste competiții sportive și Apostolul Pavel vrea să învețe niște adevăruri duhovnicești. Și iată, Apostolul scrie așa, la 1 Corinteni capitolul 9, de la versetul 24, este scris astfel: nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, loc de alergare, adică stadion. Cei ce aleargă sunt sportivii. Deci sportivii, atleții care aleargă pe stadion. Nu știți că ei toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. În zilele noastre premiul este și pentru locul 1, locul 2, locul 3. Avem medalia de aur, argint și bronz. Atunci căpăta doar unul și nu căpăta o medalie, ci doar o coroană, o cunună din laur făcută. Asta era tot. Tot premiul pe care îl primea un sportiv atunci. Toți alergau, dar numai unul capătă premiul. Zice, alergați, dar în așa fel, ca să căpătați premiul. Iată o calitate importantă pe care o au sportivii, este determinarea aceasta pentru un scop. Are un scop și este foarte determinat și face tot efortul ca să-și realizeze scopul. Dacă dumneavoastră doriți ca copiii dumneavoastră să fie oameni determinați, oameni care sunt hotărâți și care sunt gata să depună orice efort pentru realizarea scopurilor, oameni care își pot pune în față scopuri înalte și care vor face tot efortul ca să ajungă la aceste scopuri înalte, atunci eu vă încurajez să vă dați copiii la sport. Numai contează foarte mult cine va fi antrenor. Eu am înregistrat mai înainte o emisiune despre felul cum să vă alegeți un antrenor de arte marțiale și cred că aici undeva trebuie să fie link-ul, îl veți găsi și la descriere și ascultați atent acel video ca să știți cum să vă alegeți un antrenor. Eu sunt antrenor, am pregătit mulți antrenori și cred că veți pune preț pe sfatul pe care vi-l dau. Dar vă zic, cel mai important lucru pe care îl vor învăța copiii dumneavoastră practicând sport și mai ales practicând arte marțiale la un antrenor bun, la un antrenor creștin, vor învăța determinarea aceasta, vor învăța să fie determinați pentru un scop, să-și pună în față un scop mare și apoi să facă tot efortul să stea țintiți la scop. Zice aici, toți aleargă, numai unul capătă premiul. Apoi mai departe spune așa, toți cei ce se luptă la jocurile de obște, până aici a vorbit despre alergători, acum vorbește despre luptători, luptătorii cu pumnul. Zice, toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi însă să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji.
un alt lucru pe care l-au sportivii, un alt lucru pe care îl dezvoltă sportul, este înfrânarea. Da, dragii mei, sportul dezvoltă înfrânarea, pentru că acești sportivi trebuie să învețe să depună efortul acesta. Învață să-și țină firea în stăpânire, ei trebuie să depună efort la antrenamente zilnic. Când vin la antrenament, trebuie să reziste tot antrenamentul și efortul va crește continuu. Apoi, de asemenea, ei trebuie să-și pună anumite restricții în viață, ei trebuie să se înfrâneze de la multe lucruri pe care alții le fac. Și apropo, vreau să vă zic că eu am crezut în Domnul Iisus doar când am avut vârsta de 20 de ani, dar până la vârsta aceasta, sportul m-a protejat de foarte multe rele. Aș fi putut să cad în unele vicii în care au căzut colegii mei până la vârsta aceasta și tocmai prin faptul că am practicat sportul, aceasta m-a protejat. Sportul m-a învățat disciplină și m-a învățat înfrânarea aceasta. Deci, de aceea, eu vă sfătuiesc ca să-i dați pe copiii dumneavoastră la un antrenor bun, care știe să-i învețe bine, pentru că în felul acesta va învăța să se supună la tot felul de înfrânări. Acum, generația copiilor, tinerilor care cresc acum, ei nu mai au modul acela de viață care l-aveau altă dată. Să zicem, înainte, și cei care nu făceau sport, ei făceau foarte multă mișcare, cei care au crescut la țară, ei aveau foarte multe responsabilități care nu-i lăsa să trăiască de capul lor așa, să facă orice vor, nu? Trebuiau să se supună la înfrânări. Acum nu mai este lucrul acesta decât la un foarte mic număr din cei care trăiesc la sate. De aceea vă spun, un alt avantaj este că copiii vor învăța aceasta, copiii dumneavoastră vor învăța să se supună la tot felul de înfrânări. Mai departe, Pavel zice aici, Pavel se compară pe sine cu un sportiv, cu un atlet, cu un luptător cu pumnul, zice, nu, prima dată cu un alergător, zice, eu deci alerg, dar nu ca și unul care n-a ști încotro alerg. Deci Pavel are un scop și bine urmează scopul lui, realizarea scopului lui, zice, mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Da, cineva îmi va zice, păi bine, dar Pavel nu a fost sportiv și uite, aici el are calitățile astea. Da, foarte corect. Pavel are calitățile acestea pentru că este un om spiritual. Și oamenii cu adevărat spirituali au calitățile acestea. Înfrânarea, asta ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Asta ne învață Dumnezeu. Și în primul rând, din cuvântul lui Dumnezeu învățăm acestea. Tot ce vreau să vă spun este că prin faptul că dumneavoastră îl veți duce pe copil la o secție sportivă bună, la un club bun, și eu vă voi recomanda și un club bun la încheierea acestui mesaj, prin faptul că îl veți duce pe copilul dumneavoastră la o secție bună, îl veți plasa într-un cadru unde el va putea să învețe calitățile acestea, va putea să învețe să fie determinat pentru un scop, să învețe înfrânare, să învețe să lucreze din greu, să depună tot efortul pentru realizarea unui scop. Și apoi vedeți dumneavoastră cum copiii se mișcă foarte mult. Bolile acestea de coloană vertebrală și multe alte boli care îi afectează pe copii, faptul că ei stau mult și continuu stau numai pe rețelele de socializare, numai în fața computerelor, în fața telefonilor, aceasta îi afectează grav pe ei. De aceea căutați să-i ajutați pe copiii dumneavoastră să se înscrie la o secție, să meargă la o secție. Însă, nu în detrimentul creșterii lor spirituale. Nu cumva să fiți ca și acei părinți care investesc totul ca să devină copiii lor. Cunosc părinți creștini care și-au dus copiii la secții sportive, i-au dus să învețe sport, să învețe fotbal, să învețe nu știu ce, și copiii au ajuns sportivi buni, dar creștini buni n-au ajuns pentru că copiii lor au rămas să fie interesați numai de sport și numai de realizările lor sportive. De aceea, nu faceți din sport idol. Învățați pe copiii dumneavoastră în primul rând cuvântul lui Dumnezeu. Faceți din aceasta prima și cea mai importantă disciplină, de a învăța pe copii cuvântul lui Dumnezeu, și dați-le o pildă. Iar dacă îi veți aduce la un club creștin sportiv, acolo le veți oferi posibilitatea să învețe și sport, le veți oferi tot cadrul și să învețe și cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum știți, sunt președintele Federației de Taekwondo și de asemenea am fondat și conduc clubul de Taekwondo Stola Sleuca din Moldova.
Vă invit ca să vă înscrieți copiii la aceste secții, pentru că aici prima oră a fiecărui antrenament este dedicată studiului biblic. Toți copilașii care vin aici, toți elevii, toți tinerii, toți discipolii care vin să învețe la noi, ei mai întâi de toate învață Sfintele Scripturi și apoi învață sportul și îl învață la calitatea cea mai înaltă. Cum v-am zis, sunt pregătiți de campioni și pregătim campioni aici. De aceea, vă invit să să căutați un antrenor creștin, vă las aici un număr de contact, o adresă de e-mail la care ne puteți contacta. Vreau să vă spun că avem prezență și în câteva orașe din România, suntem la Târgu Mureș, suntem în București, în România, suntem la Iași, în România, de aceea când ne veți contacta, vă vom putea pune în legătură cu antrenorii din aceste orașe și veți putea să vă duceți și dumneavoastră copiii acolo ca să se antreneze și să înveți în primul rând Sfintele Scripturi și apoi să practice un sport pe care de altfel îl vor putea apoi folosi și pentru lucrarea Evangheliei. Dumnezeu să vă binecuvânteze și la încheiere vreau să vă invit la seminarul pe care l-am început azi seara. Azi seara la tabăra Prietenia din satul Coșnița am început un seminar de creștere spirituală și studiem epistola lui Pavel, epistola 1 către Tesaloniceni. Vom studia de asemenea mâine, sâmbătă, toată ziua și duminică, tot așa vom studia până seara. De aceea, dacă nu ați reușit să veniți acum azi seara cu noi, mâine dimineață grăbiți-vă să veniți, noi începem studiul la ora 9 și veniți, rămâneți cu noi și să studiem Cuvântul lui Dumnezeu ca să creștem duhovnicește, ca să ne sfințim și ca să fim adevărați ucenici ai Domnului Iisus Hristos și să urmăm învățătura Lui. Dumnezeu să vă binecuvânteze, vă rog să distribuiți acest video ca să-l audă cât mai mulți părinți, cât mai mulți copii și să le fie util.